Reorganizarea rețelei școlare în procesul descentralizării și al eficientizării direcționării resurselor financiare în educație la general și lichidarea 3 școli medii în nordul Basarabiei, regiunea Cernăuți, satele Nesvoi, Bălcău și Stălinești. În special vom discuta astăzi la microfon deschis, deci este un subiect incendiar, precum scria și libertatea cuvântului, împreună cu domnii Corneliu Nichitovici, fost viceguvernator al regiunii Cernăuți și veteran al învățământului public. Bună seara! Bună seara! Domnul Vladimir Foloșnea, consilier al deputatului poporului în Rada Supremă a Ucrainei, Grigore Timici, și desigur că pedagog cu 25 de ani stagiu de muncă. Bună seara! Bună seara! Romeo Crăciun, redactorul ziarului Libertatea Cuvântului. Bună seara! Și domnul Vitalie Zigrea, președintele Ligii Tineretului Român Junimea din regiunea Cernăuți. Bună seara! Bună seara! Semastele spectatorii, este cea de-a patra ediție în direct. În acest platou de filmare vom continua să discutăm despre ședința ce a avut loc la comunitatea teritorială, deci la primăria satului Mămălic, în 30 mai curent, în cadrul căreia a fost hotărât să fie lichidate cele trei școli din Mămălica, Nesvoia, Bălcăuți, școli medii de cultură generală. Două numere de telefon pentru dumneavoastră. Opiniile, să știți că contează ca niciodată, deci luați atitudine. Reflexiile, cugetările dumneavoastră vor fi sonorizate la cele două numere de telefon și evident că formați prefixul orașului Cernăuți. Deci fiți alături de noi pe parcursul celor 54 de minute. Evident că în platoul nostru de filmare au fost chiar în prima zi când au decis deputații în Consiliul satului Mămăliga să lichideze, unii spun să le retragă statutul de școli medii de cultură generală. Am inițiat discuția problemei respective în cadrul studioului de seară și continuăm să abordăm această temă, fiindcă vreau să arăt și cameramanilor din studioul mare de la TV Bucovina Cernăuți. Sunt doar câteva dintre adresările părinților din respectivele școli, dacă vede cameramanul, da, din respectivele școli, în care domniile lor roagă ca să nu fie lichidate cele trei școli de cultură generală din satele Stălinești, Nesvoia și Bălcăuți. Evident că problema respectivă a fost abordată și în pagina ziarului Libertatea Cuvântului, dar inițial, în data de 30 mai, chiar seara, a avut loc această transmisiune directă și împreună cu colegii noștri de la portalul de știri Bucpres din Cernăuți, mediatizăm, deci venim în fața dumneavoastră cu informații tot noi și noi, deci mi-am schițat niște întrebări pentru invitații mei de astăzi, însă colegul, da, e și colegul meu, invitatul meu, Vitalie Zigrea, președintele Ligii Tineretului Român, Junimea din Cernăuți, are probabil că o informație. O informație de ultima oră, așa, pentru că astăzi, în cadrul comunei, a primăriei comunei Mămăliga, a avut loc o întrunire ordinară, la care grupul de lucru, directorii din școlile care fac parte din comuna Mămăliga, din satele Nesvoia, Bălcăuți, Stălinești, Podvirna, Dranița, Mămăliga, au fost adunați într-o ședință de către conducerea satului, primarul domnul Șova, în cadrul căreia toți directorii de școli au fost informați despre faptul că și ei, la rândul lor, trebuie să aducă la cunoștință, conform legislației ucrainene, timp interval de două luni, până ca unii dintre profesori, cadre didactice, să fie probabil că concediați din simplu motiv că nu vor avea suficiente ore de muncă în cadrul instituțiilor respective de învățământ. Aici se referă nu doar la profesori, dar și la lucrătorii tehnici, la toți cei care fac parte și activează în cadrul instituțiilor de învățământ. Să spunem așa, la toți angajații din cele trei școli, așa, medii din Nisoia, Bălcăuți și Stălinești. Bine, este specificat ce statut vor avea cele trei școli? Deci au fost puse în fața faptului într-un fel oarecare. Cele trei școli, după cum avem noi informațiile cei de la Bucpres, într-adevăr vor avea acel statut
pe care consilierii locali l-au adoptat la 30 mai 2016, filiale ale Școlii de Cultură Generală Mixte Ucraineano-Române din Mămăliga. Deci nu își vor păstra statutul nici măcar de școli de gradul 1-3 sau de gradul 1-2, ceea ce este într-adevăr o problemă destul de serioasă pentru întreaga comunitate românească. Noi discutăm aici, iar ei la fața locului fac așa cum le covine lor sau cum și-au planificat din start. Școli, deci complex instructiv educativ de 1-3, da, sau cum, de categoria 1-3 sunt școli medii generale, de categoria 1-2 sunt școli medii necomplete. Așa. Domnule Foloșne, deci dumneavoastră cunoașteți mai mult probabil, așa din interior, subiectul, această situație, deci ce este reținut în acea decizie a deputaților comunității teritoriale Mămăligă? Într-adevăr, problema mi este cunoscută în profunzime, deoarece până în luna ianuarie am condus secția raională de învățământ. În urma unor circumstanțe, nu vreau acum să le numesc, am fost nevoit să părăsesc acest post și în momentul de față, ca consilier al deputatului poporului Timiș, așa cunosc detailat, în profunzime, această problemă. Care este chestiunea? În luna martie, împreună cu deputatul poporului Timiș Grigore Ivanoviș, am vizitat comuna Mămăliga, unde ne-am întâlnit cu deputații locali, unde ne-am întâlnit cu președintele, domnul Șova, Arcadie Constantinici, și am stat la o discuție destul de aprinsă. Ce se observă în comunitatea aceasta în momentul de față? În primul rând, populația din satele respective pe care dumneavoastră le-ați numit, deoarece comunitatea Unită Mămăliga este compus din 6 comuni sau consilii sătești, nu cunosc problema pe ce bază s-au unit aceste sate. Problema este cunoscută în primul rând numai la nivelul deputaților din localitățile respective și de către grupul de lucru. Nu, ce să vreau să spun, că în legea Ucrainei cu privire la unirea, accentuez, binevolă a comunităților, din localitate se spune că trebuie să se teie principiul binevol. Așa. Cu părere de rău, acest principiu binevol a fost încălcat. Înțelegeți, la noi se primesc câteodată legi bune. Însă când sunt aduse pe loc, pe teritoriu, încep să apară un șir de deformații în realizarea lor. Grigore Ivan Timiș l-a rugat, dumnealui, bineînțeles, nu poate să oblige, să impună puterile locale, așa e, să nu se pripească în primirea hotărârii cu privire la închiderea acestor școli. Eu văd aici, în primul rând, un neajuns foarte serios în lucrul administrației locale Nouă-Suliță. Au lucrat destul de prost. Și hotărârea aceasta în care vorbește că școlile sunt închise, este în fața mea, în fața colegului meu de alături, se spune că se vor fi create filii. Însă se pune întrebare, pe ce bază legislativă s-a primit această hotărâre? Este neconstituțională, aș vrea să spun eu. Nelegitimă în momentul de față. Întâi se primește legea, așa, pe baza acestei legi se primesc următoarele hotărâri. Dar câteodată trebuie să țină cont, cum se vorbește în legea aceasta despre unirea binevolă a comunităților teritoriale, să țină cont de specificul național, teritorial, religios, și așa, etnic și așa mai departe. Da. Am invitat și expresi sau jurnaliști de la publicații independente, deci în special la Libertatea Cuvântului, domnule Romeo Crăciun, opinia dumneavoastră, fiindcă acest subiect și are abordare în pagina ziarului, Libertatea Cuvântului. Sunt primele roade, dacă putem spune, ale acestei reforme, care este iarăși implementată foarte și foarte în pripă. Din discuțiile pe care și din informațiile pe care le aduceți dumneavoastră aici în studio, înțeleg că anterior a avut loc o comasare benevolă. Au fost adunări ale satelor în care oamenii au decis ca să se unească într-o singură comunitate teritorială. Însă nimeni nu a explicat oamenilor la acea perioadă ce înseamnă ulterior ce se va întâmpla cu în satele lor. De ce școlile urmează să fie unite? Și vreau să mai spun un lucru, că este primul pas, primul semnal de alarmă pe care îl primim, pentru că astfel de lucruri se vor întâmpla și în continuare. În alte comunități teritoriale din regiunea noastră,
unde la fel sunt sate și ucraineni și românești și vom mai avea astfel de cazuri. Îmi amintesc chiar cu câteva luni în urmă de declarația domnului Martiniuc, șeful secției orășenești în chestiunea învățământului, care vorbea despre comasarea claselor de la școlile numărul 17, 10, deci școlile românești. Este un proces care va avea continuare și problema noastră e că discutăm după ce se întâmplă lucrurile și nu încercăm să prevenim cumva acest fenomen, acest proces care degradează învățământul nostru. Atunci când există o inițiativă legislativă în Parlament, noi avem peste 10 deputați, 10 parlamentari originari din Cernăuți, din regiunea Cernăuți. Și atunci când se elaborează o lege, e necesar ca acești deputați să fie mai cu aplecare de frunte asupra acelor legi. Pentru ca ulterior să nu avem astfel de rezultate și nu să vorbim după ce se întâmplă. Că este mai greu să îndreptăm acum lucrurile și mai ușor era să le prevenim. Domnule colonel Nichitovici, deci în perioada când dumneavoastră ați fost deci viceguvernator al regiunii Cernăuți, situația era cu mult mai dificilă, așa? Ucraina abia face primii pași, să spunem așa, pe calea independenței sale și sunt incomparabile, eu știu, problemele de atunci cu ceea ce se întâmplă astăzi. Cum ați comenta acea situație care s-a întâmplat la comunitatea teritorială Mămăligă? Doresc, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră din suflet că ridicați la studioul dumneavoastră problemele neamului nostru din Bucovina. Și, în primul rând, problemele ridicate de legate de familie, de școală, fiindcă din vârful practicii mele de 50 de ani de conducere în regiunea Cernăuți și absoluta majoritate în sistemul învățământului, cu părere de rău, două piloane a neamului, care se formează copiii viitorului, familia și școala, astăzi au decăzut. Și ca rezultat avem procesul care, în primul rând, el e absolut nelegitim. Absolut. Eu nu mă închipui că în anii 90, ani grei, când se forma statul ucrainean, cineva și-ar fi permis să primească la nivel de primărie deschiderea și o închidere unui șir de școli medii. Eu nu înțeleg pe deputați care distrug viitorul satelor, a viitorul familiilor, a copiilor lor. Aceasta e o reformă, spune, deci se reorganizează rețelele școlare în Ucraina și în felul acesta se fac niște economii, e pus în aplicare procesul de optimizare. Domnul Leonid, scuzați-mă, însă eu vă rog, cuvântul reformei nu e ce se face astăzi. Asta nu e reformă. Asta e bătaie de joc, scuzați-mă de expresie. În primul rând, de sistemul de învățământ. Sistemul de învățământ a fost, este și slavă Dumnezeu, va fi și mai departe, cred eu, o sistemă de autoservire. Ea respinde toate schimbările revoluționare de sus. Numai schimbările care s-au născut înăuntru sistemului dau rezultate pozitive. Repet încă o dată. În anii 90, ani grei, când finanțarea practic nu exista, dacă fac comparații cu sistemul de învățământ de astăzi, când sistemul învățământului regiunii Cernăuți și pe timpul Uniunii Sovietice și în anii 90 a Ucrainei independente, ocupa numai jos de locul 8-9 în sistemul învățământului din Ucraina. Anul trecut, regiunea Cernăuți a ocupat locul 24. 50% din candidați în medaliști n-au susținut primul examen la limba și literatură. Domnule colonel Nichitovici, ținem foarte mult la opinia dumneavoastră, fiindcă aveți o experiență
nu să spun cât de individual, dar e extraordinară. Deci, dacă e să facem așa, să comparăm niște perioade, perioada sovietică, deci care era politica statului promovată față de școlile sau de învățământul minorităților naționale, deci perioada sovietică, perioada de stabilirea statului ucrainean, așa, de edificarea statalității Ucrainei independente și ceea ce se întâmplă astăzi. Încep cu ceea ce se întâmplă astăzi. Cu părere de rău, sistema învățământului de astăzi este distrusă de reformele așa numite revoluționare. 10 ani, 11 ani, 12 ani, 13 ani, Dumnezeu nu înțelege nimeni câți ani vor învăța nici părinți, nici copii, nici pedagogi. Pe timpul Uniunii Sovietică, sistema fără doșpot, că era un stat unitar, un stat totalitar, însă totuși erau oameni care înțelegeau principiile de organizare a sistemului învățământ. Nu-i vine nimăruie în cap și introducă limba străină, chiar limba rusă, la clasa întâia. Se introducea la clasa 5, că ei toți știau foarte bine că la bază este limba maternă. Așa. Și pe baza limbii materne, limba de stat. Și nimeni dintre reprezentanții... Așa. Tot așa a fost și în primii ani, mai mult decât atât, datorită Ucrainei independente, în școlile noastre a fost introdusă limba română. Că eu am fost la bază introdusă limba română în școlile din Bucovina. Și știu cum s-a produs acest proces. Însă acum... Cu păreri de rău a fost distrus principalul. Sistema de conducere a învățământului, începând din Chiev și terminând cu regiunea Cernul. Bine, vă mulțumesc. În circumstanțele care s-au creat, deci în comunitatea teritorială Mămăligă, decizia care au luat loc, deci deputații, marea lor majoritate și acea întâlnire de astăzi, de ultima oră, să spun, acea informație care a fost adusă la cunoștința dumneavoastră de către Vitale, deci noi vorbim că abordăm o problemă, poate încercăm acum să găsim care pot fi soluțiile, care sunt așa alte căi de a ajunge la un numitor comun, fiindcă ce se întâmplă? Deci reforma școlii, am aici și interviul doamnei Lilia Grenevici, unde ea vorbește despre reforma școlii, însă nu am găsit, am citit cu mare atenție, deci ea nu se referă la învățământul minorităților naționale, deci în special la învățământul, deci la școlile cu predare în limba română. De ce iarăși așa, minoritățile naționale se află în avanșenă, așa se află în topul acestor reforme în domeniul învățământului, domnule Foloșe? Deci aș vrea să mă alătur la cuvintele lui Corneli Fedorovici și din cauza că îl stimez foarte mult, dumnealui m-a primit în câmpul de muncă, în spațiu pedagogic, îl cunosc personal și vreau să adaug câteva momente foarte importante cu privire la reforme. Cât eu lucrez în domeniul pedagogic, n-a fost efectuată nicio reformă. Reforma asta este o noțiune destul de complexă, se face în ansamblu, așa e. Pentru a efectua o reformă trebuie să determinăm, în primul rând, resursele financiare și care scopul. Va fi scopul final al acestor reforme. Din ce cauză dumneavoastră ați adus aminte de Uniunea Sovietică? Din cauza că Uniunea Sovietică era un stat autoritar, necesita de cadre inteligente, așa e, de savanți, ca să poată asigura, în primul rând, capacitatea de apărare a statului și dezvoltarea economică. Păreri de rău, în timpul de față nu se abordează întrebarea aceasta ca intelectul să devină marfă în Ucraina. Atât timp cât intelectul nu va deveni marfă, nicio schimbare în învățământ nu o să aibă niciun succes. Trebuie, în primul rând, resurse financiare. Fiecare absolvent care termină instituția de învățământ superior trebuie să știe, am plasat în câmpul de muncă, salariul va fi de la 1.000 de dolari în sus, cum sunt în țările occidentale. Savanții care rămân și muncesc pe terenul în Ucraina, de la 10.000 de dolari în sus, reșind din muncă pe care o depun în acest domeniu. În primul rând, aici trebuie să fie protejat și pedagogul. Salariile pedagogice în timpul de față, acestea nu sunt salarii. Pur și simplu, aceasta este, așa zis, o imitație a salariilor.
Din cauza că eu cunosc foarte bine munca pedagogilor, eu am fost acea persoană care vizitam fiecare colectiv, stăteam de vorbă cu fiecare pedagog și una din principalele probleme care există în timpul de față în ridicarea eficacității și calității cunoștinței, acestea sunt salariile foarte joase, cu toate că pedagogii își fac datorie până la capăt. Și încă un lucru care, de care suferă în timpul de față învățământul nostru în Ucraina, sunt cadrele necalificate care dirijează procesele din școli. Da. Începând cu ministerul, față de doamna Grinevici, eu am adânc respect, eu socot că domnie este o persoană calificată, competentă și va putea să miște în loc aceste momente negative care au loc în timpul de față în procesul educativ instructiv. La nivel de regiuni și raion, eu nu vreau să vorbesc, să știți dumneavoastră că sunt un șir de probleme, de domnul Nichitovici le-a abordat destul de clar. Nimeni nu poate să conducă o secție regională de învățământ fără să treacă prin postul de pedagog, locuitor sau director, măcar 5-6 ani. După aceasta, dumnealui cunoaște în perfecțiune ce se petrece în școală, la fel și la nivel de departament. Dumneavoastră știți care e situația în regiunea Cernăuți, care în locul 24, că locul 25 probabil nu mai era. Așa e. Ce trebuie de făcut în momentul de față? Da, greșeala e făcută. Trebuie de așteptat în primul rând legea cu privire la învățământ, care în timpul de față se discută și eu cred că aici trebuie să fie făcute unele modificări urgente din cauza că dacă conform articolului 14 cu privire la învățământul mediu general în Ucraina, completarea claselor în satele rurale sau în școlile de la sate sau rurale, cum le numim noi, de la 5 elevi în sus, conform legii noi, de la 15 elevi în sus. Eu socot că o mulțime de școli și clase vor fi închise. Da, dar domnul Voloșin, deja a început acest proces al reorganizării și cei trei directori școlilor fostelor sau actualilor școli medii probabil mai au statutul de școli medii de cultură generală din Selenește, Nesvoia și Bălcăuți și urmează acum, da, să umble cu toate documentele pentru ca instituțiile respective de învățământ, n-am înțeles până ziua de astăzi, vor fi școlile primare sau vor fi școli de gradul 1-2? Deci, după cum am înțeles eu, hotărârea care a fost primită este în fața mea, de clasa 1-a, a 9-a, gradele 1 și 2. Dar o să fie cuvântul acesta de filiale. Nici într-o lege a Ucrainei nu este cuvântul filială, înțelegeți? Și în primul rând prevede că acolo nu vor fi directori, dar vor fi locuitori al directorului principal de la școala de bază. Domnul Leonie, eu vă spun drept, eu nu pot înțelege situația care s-a format astăzi în Sovietul Sătesc Mamăligă. Conform cărei legislații, deputații Sovietului Sătesc, atrag atenție, distrug școlile pe teritoriul altor Sovieti Sătesc. Argumentează prin faptul că nu sunt bani, nu ei sunt fonduri pentru a plăti salariile pedagogilor. Da? Însă, merge vorba că toate procesele care fac organele de stat se fac conform legislației. Și nu trebuiește ca părinții să adreseze nu știu cui, președintele țării, deputatul și mai departe. E destul că o grupă de părinți să adreseze judecătorii din nou sulița. Da. Că toate legislații Ucrainei încărcate printr-o hotărâre a deputaților unui soviet sătesc. Domnule Nichitovici, mă scuzați că vă întrerup, dar noi ne dăm foarte bine seama de unde cresc picioarele acestei idei. Pentru că cei care se află la conducerea Direcției de Învățământ Regională, Raională, dau toată vina pe consilierii locali. Pentru că ei au luat o asemenea decizie și tot dreptul e în mâinile lor. Dar nivelul de pregătire, grupa de muncă care a existat pe lângă administrația raională de stat, trebuia să dea indicații. Acolo trebuiau acești lucrători ai grupului să nopteze în comunitate, să lămurească esența acestei reforme importante. Domnul care are loc acum. Lucrătorii departamentului, în primul rând, nivelul lor nu îi cunoaște. Dacă astăzi un întreg raion îl conduce un profesor cu 4 ani de stagiu, despre ce nivel putem vorbi noi? Asta e una, doilea. Ei au dreptate. Ei n-au posibilitatea să influențeze asupra hotărârilor Sovietului Sătesc. De asta este un singur organ care poate pune la punct pe toți. În primul rând pe președintele și deputații din Mamăligă. Judecata.
Destul 2-3 oameni să adreseze că ei nu doresc ca școala din Nisvoia sau din alte stați să fie închisă. Scoateți termenul. Dacă e să vorbim în acest context despre descentralizare și reorganizarea rețelei de învățământ, rețelei școlare, da, acea hotărâre care a fost adoptată de deputație, am impresia parcă a ascuns inițial și o capcană oricare, fiindcă niciodată nu se va ține cont așa de părerile oamenilor. Sunt adresări, sunt nemulțumiri, se revoltă trei sate, să mă exprim în felul următor, părinții pedagogi și se argumentează doar prin faptul că sunt elevi puțini în clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a, că nu sunt fonduri, că nu sunt bani pentru a achita salariile pedagogilor, etc. Conform legislației ucrainene, da, închiderea unei școli se face numai dacă absolută majoritate a oamenilor din comună sunt de acord. Eu nu mai vorbesc că asta nu-i nivelul unui soviet sătesc. Asta e nivelul sesiunii raionale. Însă aici, aici nu se poate vorbi nici de logică, nici de juridică. Vedeți, dumneavoastră, ce se întâmplă atunci când suntem, când delegații sau reprezentanții autorităților de la Kiev sau ale regiunilor în componența unor delegații mai solide ajung prin spațiul Uniunii Europene și la mese rotunde, la diferite ședințe, spunem că unitate în diversitate, că Ucraina locuiesc reprezentanții mai multor etnii, mai multor minorități naționale, mai multor popoare. Deci unde sunt acele standarde? Unde acea deviză a Europei? Oricare urmează să fie politica statului la capitolul învățământul, dacă e să vorbim despre școli cu predare în limba română, deci despre școlile minorităților naționale. Părerea dumneavoastră, domnule Crăciun. Cred că în cazul dat ar trebui, într-adevăr, continuă ideea domnului Nechitovici, să antrenăm juriști profesioniști, da, care să analizeze minuțios chestiunea și să vedem care pot fi soluțiile. Pentru că altfel, unii vom vorbi într-un fel, alții în mai multe limbi și nu vom ajunge la un consens. E necesar ca și liderii români, liderii societăților românești să se implice aici. E necesar să mai tragem semnale de alarmă și nu este vorba că vor veni din România sau de... Este problema noastră, este problema internă și noi purtăm o mare parte din vină. Da. Pentru că, în fond, eu nu aș folosi termenul de lichidare sau să închide. Pentru că în hârtii, în acte... Termenul ăsta, Romeo, există în această... Da, există, da. Lichidare, care lichidare înseamnă reorganizare. Pentru că școala, sau în fond... optimizarea, fi mai corect. Da. În fond de... Nu-i corect nici una, nici a doua, nici a trei. Nu, dar măcar aici ne lasă rezerve de manevrare. Da. E optimizare, înțelegeți? Pentru că orice termenul de reformă înseamnă schimbare și ar trebui să fie o schimbare pozitivă pentru comunitate și să nu creeze astfel de situații și revoltă în rândul oamenilor. Mă întreb când liderii societăților românești au fost ultima dată prin școlile noastre, în afară de caravana, așa zisă caravană de cultură și civilizație care se face acum zilele acestea. În cei 25 de ani de când Ucraina este independentă, de când avem școli românești, de când ne putem exprima în limba română, nu au prea fost oamenii. Când vorbim despre învățământ, se încearcă mai mult să sensibilizeze autoritățile române pentru a obține niște fonduri. Pentru că ajung vrând nevrând aici la legenda meșterului Manole, care și-a pus nevasta în temelie, este jertfa de sine pentru a face un lucru mare, măreț. Dar dacă ne gândim mai la buzunarele noastre și la ziua de astăzi, nu o să avem niciodată rezultate. Mai aș vrea să atrag atenție la un alt lucru, că noi ne orientăm întotdeauna spre practicile europene, valori, democrație, Europa și așa mai departe. Știm cu toții ce s-a întâmplat ieri în capitala țării noastre. Da. O paradă, au niște oameni care au, nu toate lucrurile stau bine cu tradiția și așa mai departe. Printre ei se aflau parlamentari europeni, Rebecca Harms, ambasadoarea Marii Britanii în Ucraina, așa mai departe, care spunea, ia că vedeți, este un pas spre Europa, ați făcut un pas spre democrație. Adică ei sunt foarte sensibili la ceea ce se întâmplă cu acești oameni și mai insensibili atunci când în țara noastră se încalcă drepturile unei minorități de jumătate de milion de a studia în limba maternă. Sigur. Da. Când într-o țară întreagă se încalcă dreptul oamenilor la educație, la sănătate, la avea un serviciu, se încalcă multe și multe drepturi. Ei rămân inerți acolo. Dar când este vorba de alte lucruri, atunci ne arată, uite, vedeți, un pas spre Europa. Atunci să continuăm gândul, Romeo, și dacă stăm la această haltă, cum se spune, deci ce va rămâne în continuare? Deci care va fi...
politica statului promovată la acest capitol față de minoritățile naționale, fiindcă eu vreau să exclud de aici componentul financiar cu fonduri, că nu se ajungă, sunt prea puțini copii în cele trei școli care deja sunt puse în lichidare, dar după ce l-ascultăm pe telespectatorul nostru care este în direct și rog regia să sonorizeze primul apel telefonic, alu, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Problema școlilor are, după opinia mea, mai multe componente. Chiar dacă nu am lucrat în școală nicio zi, nicio oră, cunosc problema din cauză că am lucrat în presă aproape 40 de ani. Deci, în primul rând, mi se pare că este defectă viziunea statului asupra învățământului. Deci uitați ce se întâmplă. Vine un președinte, spune nu, vom avea școală medie de 12 ani. Vine alt președinte, nu, de 10, al treilea, nu, de 11. După aceea iar ne întoarcem la 12. Deci, domnule, parcă ar fi o minge de fotbal de la un plasat de la unul la altul. A doua problemă este responsabilitatea, mai bine zis, iresponsabilitatea unor directori de școli care uită că el are datoria, obligația de a asculta ce spune copilul, de a apăra copilul și nu de a-l scoate din școală și de a închide școala. Îmi pare rău, rândul trecut ați avut un director sau un fost director de școală din Raionul Nouă-Sulița care era foarte gălăgios și am înțeles că locul lui n-a fost în școală. A fost o greșeală că omul cel a stat atâția ani în școală. El trebuia să meargă în altă parte. El nu iubește copiii. Pronunțându-se pentru închiderea școlii din satul lui natal, deci el, de fapt, este împotriva oamenilor, împotriva copiilor. Responsabilitatea noastră a tuturor membrilor societății civile față de școală. S-a amintit aici că societățile publice nu au atras, nu au acordat atenția necesară problemei învățământului. Într-adevăr, noi avem foarte multe societăți. Dar hai să ne aducem aminte, iată, domnul Nichitovici e martor viu, să spunem așa. La începutul activității societății Mihai Eminescu, domnul Nichitovici, noi, cei din conducerea societății, participam la conferințele din august, din ianuarie, raionale, din raioane. Da. Toate problemele, noi eram în miezul problemelor învățământului și lucru cel mai important, se ținea cont de părerile noastre. Nu întotdeauna, dar uneori ni se da dreptate atunci când noi avem dreptate. Exact. Din păcate, acum toți cântăm, dansăm, câte facem în fiecare an, câte 10 festivaluri, nu știu ce acolo, și uităm de problema principală, de copii. Uităm de carte, de cultură, absolut. Deputații, iată, dumneavoastră vorbiți că deputații care au votat să închidă școlile. Deci eu nu mai înțeleg, aceștia nu sunt deputați, domnilor. Deputatul trebuie să reprezinte alegătorul. Deci el este mandatat de alegători pentru a reprezenta în forurile superioare opinia și părerea oamenilor care l-au ales. Deputații de azi au devenit așa un fel de administratori care își fac de cap cum vrea fiecare, cine la nivel de sat, cine la nivel de raion, la nivel de regiuni și la nivel de țară, au niște corporative ale lor unde se înțeleg, votează cum vor ei și sunt foarte atenți acești deputați din raioane, din localități sătești, la ceea ce li se spune de sus. Așa, am înțeles. Domnule Zegre,
Laconic, aveți o soluție, deci așa, o punte de salvare, să spunem, pentru ceea ce s-a creat deci, acolo în nordul Basarabiei din regiunea Cernăuți? Da. Domnul Nichitovici a spus un lucru foarte bun și o idee care trebuie realizată. Oamenii din satele acestea cerere și la judecată, da. La judecătorie, nu reușesc la nivel raional, este regiunea. Nu reușesc la regiune, este Republica și este Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Exact. Oamenii, da, domnilor, da, acolo trebuie să ne căutăm dreptatea. Aici, pe loc, nu avem cu cine discuta, din păcate. Bine, mulțumesc. Da, și probabil, Leonid, aici trebuie să fie alături de locuitorii celor trei sate și presa, pentru că în momentul în care toate acestea se fac publice... Chiar, mă scuze și asta e o intervenție cumva așa, dar iată, sunt acele adresări adresate deci televiziunii și radioul în limba română, TV Bucovina, Radio Bucovina, din partea locuitorii satului Băcăuți, Nisfoie și care cer susținere de la presă. Cer să susținem, fiindcă ei prea bine își imaginează ce înseamnă retragerea acelui statut de școli medii de cultură generală prin, eu știu, școli de gradul 1-2, nicio perspectivă pentru dezvoltarea statului și de acum încep niște, știți cum, oamenii nu prea înțeleg ce se întâmplă cu acest proces al descentralizării când au venit cu mierea pe buze și au convins pe oameni, deși unii spun că este benevol, dar în fond oamenii spun că totuși nu li s-a explicat așa în detaliu ce prezintă această nouă comunitate teritorială. Însă primul pas, eu cred, care a fost făcut, deci lichidarea școlilor cu predarea limba română în cele trei sate. Problema între cei cu oamenii nu înțeleg. Eu nu știu care din noi înțelege. Eu unul nu înțeleg. Procesul de decentralizare fără legislație. Nu există așa ceva. Reorganizarea rețelei școlare este subiectul discuției noastre în platoul de filmare din 13 iunie 2016. În legătură directă sunt telespectatorii. Rog regia să sonorizeze și acest apel telefonic. Bună seara! Bună seara! Eu socot că deputații de la Mamaliga, în frunte cu primarul satului, sunt cei mai mari dușmani ai națiunii noastre românești, ai copiilor din Stălinești, Bălcăuți și Nisfoie, oamenii buni din satele, ridicați și mergeți la judecată. Dați judecată să câștigați viitorul copiilor noștri. Nu vă lăsați, predați. Da, mulțumesc. Eu aș crede că nu trebuie să facem din domnul Șova chiar țapi spășitor, pentru că și dumnealui acționează în limitele unor circunstanțe, a unor împrejurări. Nu-i drept. Eu îmi exprim părerea mea. Vreau să vă spun că odată ce s-au comasat benevol sau cum s-au întâmplat cele trei sate, în Consiliul Local din Mamaliga a apărut și cei care sunt la o opoziție și cei care consideră că acum sunt autoritatea principală. De aceea și firesc că se întâmplă, lucrurile sunt diferite. Domnul Șova, eu sunt convins că domnul lui nu a fi avut multe nopți nedormite și se gândea cum să lichideze aceste școli. Situația, după părerea mea, este următoarea. Lui s-au promis niște fonduri dacă realizează acest lucru. Și el, fiind probabil patriot al satului Mămăliga, al comunii sale natale, a hotărât, a luat decizia ca lucrurile să se întâmple în felul următor. Faptul că nu li s-a explicat oamenilor de la bun început este și vina, într-adevăr, a deputaților, a oamenilor care, și cei locali care erau acolo, oamenii care trebuiau să deschidă legea, să se uite la ea, să o citească, să vadă care sunt punctele. Chiar și legea aceasta, mă scuzați. Credeți că aceste comunități s-au comasat benevol. Au fost adunările satelor. Nu li s-a explicat că ulterior și școala va fi, va trece unda va fi. Bine, sunt de acord. Vreau să dau unele răspunsuri la întrebările telespectatorilor din cauza vorbii de ce treceam de la 11 la 12, la 12 ani la 11. Din cauza, din pricină că în domeniul învățământului există un plan strategic bine definit, determinat pe un timp îndelungat, 10, 20, 30 de ani de zile. Cu părere de rău, aceasta este politica guvernului, este politica Ministerului de Învățământ. Următorul moment, în privința deputaților, nu vreau să spun că toți deputații au susținut această idee. Deputații din Nisfoie, deputații din Bălcăuți, o bună parte de deputați din Stălinești au fost categoric împotrivă, din cauza că eu am fost personal în toate colectivele pedagogice, m-am întâlnit cu locuitorii satului care, într-adevăr, pun întrebarea categoric dacă școlile se închid
sau să efectuează aceste schimbări, modificări, după cum a fost primită sesiune de la Mămăligă, atunci copiii nu vor pleca în clasa 10. În articolul 4 acestei legi despre unirea binevolă a comunităților teritoriale se spune că serviciile care sunt oferite în urma comasării acesteia nu trebuie să fie mai joase decât serviciile care au fost înainte. Întrebarea este, este legea, numai ea trebuie este corect interpretată și îndeplinită. Deci tragem concluzia că în fond, da, venim cu un fel de deservicii, așa, pentru nu, în primul rând, le aducem mari prejudicii. Pentru că s-au făcut întotdeauna experiență pe seama copiilor noștri, acum se fac experimente și reforme pe seama școlilor noastre. Dacă într-adevăr vom închide ochii, vom lăsa ca cele trei școli să devină filiale și să se transforme de gradele 2, 1 și 2, evident că vor urma și alte școli și alte reforme tot pe seama instituțiilor de învățământ cu limba română de predare. De aceea, noi presa, și e foarte bine, după cum spunea și domnul Nichitovici, că se abordează această temă deschis, telespectatorii au posibilitatea să-și spună părerile. Chiar am dorit să aflăm o opinie din cele trei sate, dacă ne urmăresc acum telespectatorii din Nesvoia, Bălcăuți, Stălinești, pentru că este o distanță mai mare să ajungem acolo, dar până la urmă și presa trebuie să ajungă în satele cele, nu doar societățile culturale, pentru că, de fapt, avem acolo foarte mulți telespectatori, foarte mulți ascultători și foarte mulți cititori. Trebuie să ajungem la fața locului să vedem care este situația acolo. Învățământul, cum spunea cineva dintre invitații mei, domnul Cărlăciuc, dar este cel mai conservator, ar spune că este cel mai stabil. Deci a fost domeniul învățământului, este și va rămâne, fiindcă nu prea am fost martor ocular sau nu prea am avut subiecte de genul când profesorii școlari împreună cu copiii au pichetat ceva și au venit cu niște lozinci de genul că ce, nu-mi furați copilăria sau, da, nu-mi furați abecedarul în limba română, așa și spun eu pentru cele trei școli, fiindcă perspectivele de acum, da, sunt prea umbrite pentru localitățile respective, în legătură directă cu noi telespectatorii. Bună seara, vorbiți, vă rog. Vorbiți, vă rog. Alo? Da, da, bună seara. Alo? Da, da, vorbiți, vă rog, vorbiți, bună vă rog. Seara. Bună seara. Domnilor din studio, am vrut să vă întreb, cum e părerea dumneavoastră? Nu vi se pare că toată această gălăgie, toată această năpastă pornește de la un singur lucru, crearea școlilor de bază, idee care a fost propusă în sistemul de învățământ din Ucraina. Da, bine, mulțumim. Păi și doamna ministru Lilia Grinevici, deci în acel interviu mare, deci al ministrul învățământului și a fost publicat în ziarul Osvita Ucraine, numărul 17 din 2 mai 2016, el se referă foarte mult, da, la învățământul, la accesul liber, la calitatea învățământului, să mă exprim în felul următor, și vorbește despre acele școli de bază care sunt, care vor fi create în comunitățile teritoriale nou formate. Însă asta e o recomandare doar și nu vine, nu pot să înțeleg lucrul că de ce, eu știu, în comunitatea teritorială Mămăligă se spune că nu se ajung fonduri bănești pentru a plăti salarii pedagogilor și lucrătorilor celor angajați în școlile medii de cultură generală. Domnule Foloșne, dumneavoastră, mulți ani ați fost, deci, șefa direcției regionale a învățământului în Nouă Sulița. Atunci explicați-ne nouă și mai deschideți niște paranteze, deci în fața telespectatorilor, de unde vin aceste fonduri? Ce vreau să vă spun? În primul rând vreau să îi liniștesc pe toți telespectatorii, pe pedagogi, din cauza că fondurile tot timpul au ajuns. Depinde cum sunt ele repartizate. Sunt un șir de șeretlicuri, putem să le dăm la construcții capitale, putem să le dăm la reparații din altă direcție, cu toate că sunt articole care sunt rezervate numai pentru salarii și aparate de legi. Și aparate de legi, însă eu vreau să spun că bani tot timpul ajung. Ce se întâmplă în Mămăligă? Ca să vă dau un singur exemplu. Încă o dată eu vreau să accentuez, eu nu atât îl învinuiesc pe domnul Șova, îl învinuiesc autoritățile locale care au activat și au lucrat slab în privința efectuării sau creierii acestei comunități. Dumnealui, într-adevăr, nici noi nu cunoaștem toată legislația, ea nici nu există ca atare în privința restructurării și formării acestor comunități teritoriale. Dumnealui spune că, uite, nu avem bani, ne ajung undeva deficitul bugetar de anul acesta, după datele pe care le poți da eu în luna ianuarie, era de 8 milioane. Nu știu acum, s-a micșorat ori s-a mărit.
se spune că, uite, dacă închidem aceste școli, facem filiale, nu va fi clasa a 10, a 11, vom putea să cumpărăm autobuz pentru transportarea elevilor acestui 1 milion, plătirea salariului la șofer aceasta, câte, vorbim așa, vreo 2000 lunar, socotiți dumneavoastră singur, cât o să fie. Amenajarea drumului. Amenajarea drumului, că sunt într-o stare catastrofală, că la noi drumurile, iarăși vorbesc despre autoritățile locale care n-au grijă, nu se îngrijesc de infrastructura locală, sunt într-o stare catastrofală. Așa, mai avem în vedere că este factorul de iarnă care acolo poate să înzăpezească, să întroinească în așa stare aceste drumuri, ca copiii nu poate ajunge la școala de bază, câte 3-4 chiar săptămâni întregi, cum a fost în 2009, când a avut când a fost înzăpezite drumurile din raionul Nouă Sulița. Și se spune întrebarea că se poate au de gând să schimbi ferestrele, așa, cu toate că sunt categoric împotriva schimbărilor ferestrelor din lemn, ferestre de plastic, din cauza acestei socot este o amplasare necorectă a mijloacelor financiare din cauza vărtășii câțiva ani de zile și medicina va dovedi că aceste ferestre va influența... Nu știu dacă e corect să punem pe balanță, știu, prețul ferestrelor din termopan și da, accesul la învățământ în satul natal a unui copil. Ceea ce privești pe domnul Șova este un principiu. Dacă nu știi cum trebuie de procedat, procedează conform legislației. De atât eu vreau să spun că mijloace a ajung și trebuie să ne îngrijim, să ne gândim că rămân pedagogi fără de lucru. Aici sindicatele din domeniul învățământului lucrează foarte prost la noi, da. Și la nivel raional și la nivel regional. Și satul rămâne fără de cadre. Noi trebuie să luptăm pentru soarta fiecărui pedagog în momentul de față. Mulțumesc, spectatori, sunt alături de noi. Alo, bună seara. Regia, să ne rezolvăm acest lucru. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Stepan Petrovici din satul Sinăuții de Jos, raionul Hliboca. Da. Ați vorbit despre multe probleme care au minoritățile naționale și mai ales românii din regiunea Cernăuți. Și vreau să vă spun că toate aceste probleme care, despre care ați vorbit astăzi vor dispărea numai atunci când va cădea regimul de la Kiev, care au venit la putere prin lovitură de stat. Vedeți cum a fost pe timpul puterii sovietice și acești 25 de ani în care Ucraina a fost independentă. Copiii din clasele primare au avut mâncare fără bani. Iar acum putem spune că le-au luat ultima bucățică de pâine de la copii. Părerea dumneavoastră, da, mă scuzați că intervin, deci ce soluție ați propune dumneavoastră în cazul care se creată în această situație dificilă cu satele, școlilor cărora li se retrage statutul de școli medii generale? Cred că nu este bine aceasta. Trebuie să fie... Da. Dar uitați-vă cum mulți copii învață la școli care din satele vecine cu limba ucraineană de predare și... Păi școala de bază de Mămâligă, da, am înțeles, da, mulțumesc. Școala de bază de Mămâligă, deci este o școală mixă, ucraineano-română. Ea mixed. Avea statutul de școală de predare limba rusă și limba română, da, domnule Foloșne, da. Aici am vrut și m-au rugat, deci oamenii, părinții, pedagogii din cele trei sate mi-a spus că așa, cum, domnule, ar putea să ne împăcăm cu faptul că se desfășoară, e pus în aplicare procesul descentralizării, totul trecem în pozitiv, ok, foarte bine, deci reorganizăm rețelele școlare, aplicăm această reformă și nu se ține cont de părerea noastră, deci nu s-a ținut cont astăzi la această sesiune, mâine nu se va ține cont atunci când va fi abordată o altă problemă, nu se va ține cont de părerea noastră atunci ce înseamnă această comunitate teritorială și care teritorială, deci prin comasarea celor 6-7 sate și în ce constă atunci beneficiile pentru locuitorii de aici. Sau poate este prea timpuriu să vorbim despre careva beneficii. Domnule Nichitovici. Eu i-aș ruga le-aș recomanda oamenilor noștri din Bucovina, n-are sănătate naționalitate, să gândească de 10 ori înainte de a alege un om deputat, fiindcă cu introducerea decentralizării, absolut majoritatea problemelor teritoriului
vor ridica și vor fi rezolvate de deputați. Și exemplul din Mamaliga vorbește încă o dată, că deputații au interesele lor. Pe dânsi nu interesează interesele celor care au votat pentru dânsi și nici viitorul acestor sate, fiindcă copiii din astăzi, din aceste școli, viitorul satelor din comunitatea Mamaliga. Toată această poveste și are un epicentru. Epicentru știm care e lipsa de bani, așa, domnule Folocne? Dar nu numai e cazul la Mamaliga, sau poate nu e cazul celor trei școli. Situația similară este în mare majoritate a școlilor, sunt convins, 90% din, știu, rețeaua școlară a țării noastre. Eu vreau să spun un singur lucru. Școala este o instituție de învățământ, ce fel? Privată ori de stat. De stat. Și statul trebuie să facă prin toate eforturile, să asigure cu mijloacele financiare respective fiecare șezământ de învățământ. În legătură, care e soluția din situația care s-a creat la Mamaliga? Eu cred că deputat și domnul Șov, aceasta este așa un mesaj prietenesc, să găsească, adică să se mobilizeze, să fie curajoși, să strângă încă o dată sesiune și să anuleze această hotărâre nechipzuită, nelegitimă. Și de așteptat întâi legea cu privire la învățământ, de dus o discuție cu comunitățile respective, în primul rând cu populații, și eu cred că numai decât în viitor se va găsi o soluție. Și dacă vă răspunde domnul Șova că nu sunt bani? Bani pentru învățământ trebuie să fie tot timpul. Țara care economisește la învățământ este sortită permanent să fie ultima în rangul țărilor civilizate. Noi în timpul de față cheltuim 0,6-0,8 din produsul social global al țării, pe când în țările civilizate 6-8%. Vedeți la ce nivel ne găsim noi în momentul de față. Bine, mulțumesc. Reorganizarea rețelei școlare în procesul descentralizării și al eficientizării, direcționării resurselor financiare în educație la general și retragerea statutului de școli medii generale în satele Stelenești, Nesfoia și Băcăuț a fost subiectul discuției noastre împreună cu domnul Corneliu Nichitovici, viceguvernator, fost viceguvernator al regiunii Cernăuși. El rămâne pentru noi așa. El rămâne pentru noi, sigur, dar așa că n-am greșit. Și veteran al învățământului public, așa în finalul emisiunii, domnule Nichitovici, un mesaj, câteva cuvinte. Eu m-aș adresa la conducerea regiunii, începând de la administrație de stat, Consiliul Regional, la nivel de raion, de sate, nu e problema în bani, în cazul de față. E problema bunei voințe, e problema inimii, fiindcă statul care nu se gândește la școală nu are viitor. Bine, mulțumesc, domnul Romeo Crăciun, Libertatea Cuvântului. Lucrurile în ziua de astăzi se întâmplă cu o repeziciune uluitoare și noi ar trebui să fim în pas cu ceea ce se întâmplă. Cred că ar trebui să monitorizăm situațiile din toate școlile noastre. Câte clase avem cu număr redus de copii? Câți copii vor fi peste 5 ani în aceste sate? Pentru că doar astfel putem face o perspectivă, un plan de viitor. Cred că dacă vom închide școli în viitorul apropiat, în Ucraina, vom inaugura cât mai multe închisori. Da. Vitalie Zigre, președintele Tineretului Român, aș propune, Leonid, ca televiziunea Bucovina și Bucpresul, cei care au lansat primul semnal de alarmă în privința situației în școlile din nordul Basarabiei, să continue monitorizarea, să informeze, pentru că anume din aceste surse, acest ecou strigător la cer s-a făcut auzit în toată țara și dincolo de hotarele. Iar după cum știm, mâine la Cernăuți va veni secretarul de stat Petre Guran, care probabil că îl aduce aici și această problemă a școlilor românești. Domnul Vladimir Foloșnea, consilier al deputatului poporului Grigore Timiș. Deci eu aș vrea să mă adresez la puterea executivă regională, raională și la autoconducerea locală, că nu-i târziu de îndreptat greșeala care a fost comisă. Bine, mulțumesc pentru participare la emisiune. Telespectatorilor, pentru faptul că ați fost până în aceste clipe alături de noi, orice reformă este binevenită, însă ea urmează să fie pusă în aplicare numai atunci când este acceptată de marea majoritate a populației, să mă spun în felul următor, și vin cu un îndemn în numele celor locuitorilor din cele trei sate. Mulțumesc, domnule, să nu furăm copilăria fericită a celor care vor să învețe în limba română acasă, începând în clasa 1 până în clasa 11. Atât pentru astăzi. Bună seara!